Am plecat de acolo. O să băi, sigur că ai de-al ăla. Mărunți rău ai acolo, bă. Aoleu. Ce greu, bă, la bătrânț, la 42 de ani. Ia, hai, vedem după. Domnul inginer, bă, aici. Baraj Budeasa pe 9 octombrie 2012, au ce joacă acolo. Aoleu, bă, cum să nu vii, mă, bă. Cum să nu vii, mă, să-i dă o țapaină. Ia, uite, cum e. Cum e treaba la... A fost de soare. Ia uite, da, și pe aici, și pe aici. Mai dat eu seara. Dar bine, bine. Mai cu musca. Pun camera așa jos. Ei, vedeți când joacă? Ăștia ne ia prin încercuire. Ia dragi, nu i-am luat. Ce bantii sunt. Mari, bă, ăștia. Hai, bă. Primul oblet. Am dat exact între bancuri. Ca pretențiuri.
La astea mari. Mă duc să mai încerc și în dreapta. Vedeți ce înseamnă musca mică? Când e timpul rece. Dacă nu, n-am decât să vă tai jos. Vrei alte jucări. Hai să vedem pe ce deci. Nu mă descurc cu astea deșeși. Păcălitul. M-a pus de soare s-a păcălitul. Că fuge ca de ștuc, așa. Nu-mi place, bro. De nu nu-mi place, nu-mi pus. Mai frumos, bro. Pur bine, de la parașută acolo. Bă, 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 bă.
stați mă vântul curba. Nu iau mâsca. Vei juca și mai așa mai scurte. Da, mi se par cam zmulcituri cam tare așa. Ce-a zis, Sepa? Ați avut atacuri? Te trăiți? La caraj sau la cent? La băbuș. Că nu le plac muștele astea. Ia să zic că nu le plac muștele. Că le mai plac și muștele. La câte une așa. Cred că tot jos fac treaba. Măcar să-i schimb buldog, că e... Asta e greu când joci. E, da. Îl dui colo cu ăla. Îmi sperii, da. E bun și ăsta de finețe, că nu mai face zgomotul la mare. Pe zone de astea scurte. Uite-l, bă, ce sare ăsta. Aveați așa senzația că se sperie? Dăm mai așa. Ar vrea scufunda, nu mai vrea la spate.
Toată admirația mai dau o dată și mă duc jos. Hei, da. Eu de aici am plecat prima dată. Hei, da, da. A fost și zile când am mâncat bine, să știți, aici. Dar acum când dai cu buldă, să ascund. Deci înseamnă că sunt prudenți, nu? Că altă soluție nu... nu-mi vine. Cum? A, pe că uitați. De pe fundul apei până la 3-4 metri, 2 metri jumate în sus. Da, acum stau cam între ape. Mă duc jos la cădere, că aici ar trebui să dau pe la o șansă, iau niște pește dacă... Mai rămâneți aici? Da. Vă simțiți bine, nu? Eu nu prea mă simt când nu trag ăștia. Mi-am luat pe Viorica și am plecat. Fire întins. Oricum aveți un avantaj aici, că aveți muștele mici și eu le-am mari. Și fiindcă sunt pretențioși, mă duc la cei care nu sunt pretențioși. Vor mai mici aici pe bară, 18, 20. Jos la cădere. Acela ia de toate. Și mici și mari. Urca e tot de el ăsta. Hai dealul de ce? O să-l cobor. Dacă nu trage, o să stai bună, mă duc și eu la aia care trage. Cel mai... a făcut noaptea pe sus. Eu jos mereu am făcut treaba. Mai stau să tu. Vezi că nu vrea. Să-ți ulei, dai la una care vrea. De jos aici vrea mereu. Asta e concluzia noastră. După atâtea ieșiri făcute, am ajuns la concluzia că jos aici la Pasco trage obletele tot timpul și pe orice muscă, ca să știți. Să cobor de alul ăsta. Dacă am luat 12 pești, dacă, 3-4. Nici nu mai număr, că mă fac de rușine. Nici nu-i mai număr. Sigur mă fac de rușine. Pleca eu de acolo. Să mă duc după cai verzi. Că mănâncă mari. Parcă acolo nu-i rău mari. Mâncă e așa, da. Ora aia, de ce n-am luat eu mari jos? Vedeți ispita cum vine? Ai văzut, Cătăline, cum vine ispita? Se cobură dealul ăsta. Făcură bă ăștia dealul ăsta. Se țină toată apa asta. Așa tot. Să coborâm așa, să coborâm. Ia-mi să dau liniște, să-mi văd o treabă. Mă distram. Douăzeci de minute s-a dus. Să-i dui pește. Coborul de el. Urmea și filmarea asta. Măcar s-a apuc să iau unul, doi, să vedeți care e diferent.
Așa că nu vă mai duce sus, că pierdeți timpul degeaba. Are toane o zi, mă, încă trei, nu? Dai și prudin, habar n-am. Dar să sperie de doi cu buldon, o dispăr, n-am avut niciun cerc. Am băgat și pe la subire, tot așa. Se întâmplă așa ceva jos aici. No. Hai să vedem. 2-3 minute ajungem. Hoba! Căței. Nu stați ce zici, mă. Pula cu afur. Vine și răcoarea serii. Bine că am luat geacă asta. Bine că am luat geacă asta. A venit cineva pe aici. Mă, nu cred că cunoaște răni. De cunoaștere, de cunoaștere. Oh, așa, hai mă, băieță. Nu uite, mă, dar de plecare am venit tot aici. Dacă se învârtește pământul. Opa! De-aia sunt mult pești ăștia, ne fac, face mișcare. Scade colesterolul 50%. A, știți ce fac? Îmi bal la pâine ăștia. Ia uzi. Să dau unde curge și uvoiul. Da, mă, da, voi sunteți cu noroc, ai. Ce să mai fac? Hai, lumina. Ia. 21.53 de minute. Mai avem până la 30. Gata, mă, mai avem 1 minute. Putem ce luăm minute să arătăm la băieți. Hai, lăsați prostii, băi. Uite ce viteză am. Gata, gata. Alo! Poliția! Să vină poliția să ia de aici. Gata, mă. Până când le trebuie. Eu cum mai pricoște? Hai, lăsați-o, te așezați să-ți dau câțiva obleți. Ia, mă, să vede. Hai că-i luat asta. Hai că-i luat mic, mare, nu mai contează pe criza asta. Important de că trage. Uite-am. Cum se vede. Ce, mă, e rădit ăștia cu setișine? Ia zice, zui, că a zis toate șmecherile aici. Aaa, spune voi, da, nu, 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 voi toate secretele așa. Dar pun și voi ăsta pe aici. Aici am băieți de treabă, mă, stai, pierdem timpul ăia acolo. La 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 la. Dă-i cu da, cu nu da. De ce, mă, am impresia că se ceau la maternitate undeva. Ori avea o mormântare, că nu prea erau activ. Nu prea erau activ. Vreau să vedeți pe cățelul? Ce poziție a luat. Cățelul! Băi! Sau nu? Așa, deci avem un magazin de pescuit care se va deschide în curând. www.pescuitok.ro și filmare video de pescuit pe site-ul flyfishing.ro. Să citeți, mă, cu fac publicitate? Ce șmecherii, publicitate. Hai să dăm la ușă să mănânci. Mamă, ce-a atras ăla, dar n-a luat. Uite, mă, că sunt și mari, mă. Pe unde nu-i găseam, mă, domnul inginer, a? Nu le-am zis că seara cu vine așa mare? Trebuie să ai răbdare să știi secretele. Ia uite, păi, luai mai mari colo, mă. Luai mai mari colo. Nu-i luai mai mari. Îmi place la mustața, ai văzut, îi place nemai polonic, ia. Plecăm în recuperare, fac luat. Știi ce înseamnă luat? Adică înțepat și tras de el. Niște crăști pe fir. În toate cum mai scupând din ele. Le-a dus curând după acolo. Aaa, a intrat în cracul ăsta. Ce hoț.
S-am făcut cârleguna. Băi, asta e făcătură. Dacă s-a să iei post, e făcătură. Dacă s-a îndoi post, a venit post. Făcătură de făcătură, ia. Vine și scuze. Opa. Mă uiți, te atacuri frumos, e? Dă din nou. Am dat chiar în șuvoi, mă. Ai viteză așa, să vedem. Ia uite, bă, nu le-a luat băncute, ia să dau un curent acum. Șarica. A, păi știți, mă, care e treaba? Am și iarba, bine că am luat-o de acolo. Treaba e că nu trebuie recuperat ușor, mă. Să vedeți cu ce vin acum. Și cu pește, și cu iarbă. Rezolvăm vă amândoi. Asta s-a prins iarba, s-a iarbă cea. Trebuie recuperat încet acolo, cum reia să vedem. Le recuperam eu aseară. Mai potrivit așa, nici prea moartă. L-a luat. Niște ierburi pe acolo trec, nu știu de ce trec. Ați văzut la secundă, nu că acolo sus. Să repet bine. Chiar foarte bine, uite, până la mort. Bravo, mă, bine că vă mâncă. Să repet bine, chiar până la mort. O, ce-a luat ăsta. Frumos. Domnul inginer acolo, domnul inginer. Deci să nu treci la parașută dacă nu trage la muscă, dacă nu trage vino în coa, uite aici. Deci tot jos i-am găsit pe băieți. O să trebuie să cumpărăm în piață. Nu avem și răcoarea sării. Ia uite, bă, ce-a dat ăsta în ea, bă. Ce-a dat ăsta în ea? Să mar și cu aici, uite ce mă lupte. Că nu sunt mar. Dar nu pot să vină și mai eu. Păi săracul, nu mai mar. Nu mai mar. Pe ora mea de pescuit.
mă, ce a dat ăsta în el. Deci, la ora 18 am ajuns, da? Acum cât să fie?